Și în situația asta s-au mai aplicat 3 amenzi pentru lipsa evidenței timpului de muncă, care sunt în valoare, s-au aplicat cuantum maxim de 3.000 de lei, numai că tot probabil nivelul sancțiunii, pentru că sancțiunea este de la 1.500 la 3.000, legea prevede că se poate plăti jumătate din minim și îi costă 750 de lei. Merg repede la trezorerie și o plătesc. Dacă, pentru că e un calcul simplu, dacă are 10-15 salariați și aceia fac fiecare măcar 20-30 de ore de muncă suplimentară pe care ei nu le evidențiază și nu le plătesc, valoarea însumată pentru toți salariații este infinit mai mare decât sancțiunea care o primesc ei. Și în felul ăsta, aplicarea sancțiunii nu prea își atinge scopul de a crește nivelul gradului de conformare. Asta e ca și constatare generală în activitatea noastră. Ce se întâmplă și în celelalte domenii, asta am constatat și aici. Da.